Dacă vrei să înțelegi cartea Apocalipsa, tu e o singură întrebare în timp ce citești. La ce i-a slujit celor șapte biserici? Cum au fost ajutate să biruiască? Eu cred că aceeași întrebare trebuie să punem și în dreptul nostru. Aș fi vrut să sar peste partea asta care e un pic mai complicată, dar mi se pare absolut fundamentală. Dragii mei, când vorbim de Apocalipsa, ne gândim la tot felul de scenarii apocaliptice, ne uităm la televizor, la zilele noastre, încercăm să ne întrebăm ce înseamnă, când se vor împlini și cum. Dar, din înțelegerea mea, cheia cu care descrie cartea Apocalipsa este Vechiul Testament. Nu este, dragii mei, scenariile apocaliptice și tot felul de predici care vorbesc despre venirea Domnului, aici în America aveți faptul Domnului destule, ci Vechiul Testament îți descuie cartea. Din păcate, majoritatea dintre noi este foarte slab cunoscători ai Vechiului Testament. Și de aici apar problemele, pentru că neputând face puntea cu Vechiul Testament, trebuie să te întrebi sau să zici ce crezi tu că ar însemna textul respectiv. Acum, prezența Vechiului Testament în Apocalipsa este recunoscută de absolut toți cei care o studiază, nu cei care o citesc. Dacă nu cunoști Vechiul Testament, nu înțelege exact care sunt legăturile. Dar dați-mi voie să citesc din carte, să vedeți cât de multe imagini din Vechiul Testament găsiți în Apocalipsa. Celui ce va birui sau cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Sunt Apocalipsa 21, versetul 7, cu alte cuvinte, la sfârșitul cărții. Ori, în fiecare scrisoare am aceeași expresie. Cel ce va birui, celui ce va birui. Cu alte cuvinte, și ăsta este un semnal că întreaga carte este pentru cele șapte biserici, scrisă cu un singur scop, să fie ajutate să biruiască. Să las cel ce va birui, va mânca din pomul vieții. Dacă vreți să știți când și cum, nu uitați, omul a fost alungat din Eden și Dumnezeu a pus un heruvim cu sabia învăpăiată să păzească drumul care duce la pomul vieții. L-a scos pe om afară. Noi vorbim de paradisul pierdut. Dacă vrei să-l regăsești, trebuie să te duci în ultimele două capitole din Apocalipsa. Toate aceste promisiuni se întâmplă sau se împlinesc la sfârșitul cărții. Va mânca din, sau nu va fi vătămat de moartea a doua. Dacă vorbești de moartea a doua, trebuie să fie o moarte întâia, da? Dacă vorbești de o întâia înviere, trebuie să fie o a doua înviere în carte. Sau va mânca din mana ascunsă. Știți că poporul Israel, după ce a terminat ce a avut în boceruță, la ieșirea aceea grandică din Egipt, au venit la Moise și au zis, murim, dă-ne de mâncare. Și Dumnezeu a pluat mană din cer. Dar care să fie mana ascunsă? Trebuie neapărat să te întorci în cartea Exod, să faci paralela dintre cele două mane. Nu uitați, Domnul Iisus Hristos spune, când zice, voi să ne-a dat mană în pustie. V-a dat mană în pustie, dar când ați murit. Dar dacă mâncați din mana sau din pâinea aceasta, veți trăi veșnic. Și El se socotește pe sine, dar pentru ochii vremurilor de atunci, era o mană ascunsă. Sau, mă duc mai departe, va primi o piatră albă pe care este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât cel care îl primește. Sau va fi îmbrăcat în haine albe. Uitați-vă la următoarea promisiune. Își va păstra numele scris în cartea vieții. Când la Sinai poporul se răzvrădește împotriva lui Dumnezeu și face vițelul de aur, Moise intră între Dumnezeu și popor și spune, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Și Dumnezeu spune, nu, cel ce va apropii va muri. Din păcate, generația aceea este îngropată din singurile pustiei. Numele Lui va fi mărturisit de Domnul Iisus Hristos înaintea Tatălui și înaintea Sfinților în cer. Va fi un stâlp în templul Dumnezeului, un archibaj legat de Vechiul Testament, templul Dumnezeului cel viu și nu va ieși afară din el. Sau va purta numele Lui Dumnezeu, numele cetății Lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, există și un vechi Ierusalim. Și veți vedea că cele două Ierusalimuri sunt puse față în față, în capitolele 17 la 21 sau 22. Una e curva, cealaltă e mireasa. Va purta numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, Noul Ierusalim, care se coboară din cer de la Dumnezeu și numele cel nou al lui Hristos. Uitați-vă promisiunea pe care o face Bisericii de la Odiseea. Vă rog că nu ești nici trece nici în clopot.
dacă ai fi rece sau un cuplu, dar când nu ești rădiceu, am să te vărzi din gura mea. După care spune, cel ce va birui va ședea pe scaunul de domnie al Tatălui împreună cu mine. După cum și-au biruit și-am sărbut Tatăl meu pe scaunul de domnie. Deci dacă mă uit, imaginile pe care Ioan le pune în fața bisericilor țin de Vechiul Testament. Dați-mi voie să merg un pic mai departe. În capitolul 4, versetul 5. M-aș opri în primele versete, pe scaunul de domnie ședea cineva. Ioan îl descrie în capitolul 4, în mâna dreaptă ține un sul de carte scris pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și un înger puternic se ridică și strigă, cine-i vrednic să ia cartea, să rupă pecețile? Răspunsul vine în versetul 3, nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, vrednic să ia cartea și să se uite în ea. Dragii mei, când Biblia vorbește despre cer, pământ și sub pământ, înseamnă că s-a colindat întreaga existență, întreaga realitate. Ioan zice, am plâns mult pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să ia cartea, să se uite în ea. Și unul din bătrâni îl bate pe om și spune, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, Genesa capitolul 49, versetul 10, Iuda, leul, toiagul de cârmuire, nu se va depărta dintre picioarele lui Iuda până va veni Shiloh sau Mesia. Și pe urmă spune, rădăcina lui David, mielul junghiat, toate acestea sunt imagini din Vechiul Testament. Nu înțelegi Vechiul Testament? N-ai cum să descrii Apocalipsa. Dacă mă gândesc la peceți și trâmbițe, de pildă pecețile, din câte înțeleg eu, dacă sulul cărții era pecetuit cu 7 peceți, așa cum se făceau testamentele în vremea respectivă, ca să poți deschide sulul, toți reprezentanții, cei 7 reprezentanți, trebuie să fie prezenți înaintea judecătorului. Și până când nu se rupea și ultima pecete, a 7-a, sulul nu se putea deschide. Dar atunci ce se întâmplă la ruperea peceții 1, 2, 3, 4, 5, 6? Dragile, ruperea peceților mă duce de la Genesa 3 cu 15 până în cruce. Sunetul trâmbițelor începe să mă ducă mai departe în istorie. Deci, toate aceste lucruri mă obligă să mă întorc în Vechiul Testament. Apoi am imaginea, imagistica templului. O poartă s-a deschis în cer. Ioan este invitat sus, se pomenește în sala tronului lui Dumnezeu. Dar când citiți Apocalipsa, dacă nu cunoașteți cortul întâlnirii, nu înțelegeți pașii pe care Apocalipsa îi face tot mai aproape de scaunul de domnie al Domnului. Cu alte cuvinte, imagistica templului dă o linearitate cărții și deși cartea reia lucrurile, se întoarce mereu, este ca un fel de tăvăluc cartea, această imagine din templu te duce în prezența lui Dumnezeu. Când se deschide chivotul, pe chivot era scaunul îndurării sau capacul ispășirii, acolo intra marele preot odată pe an cu sângele vițelului lui, pentru el și casa lui, și sângele țapului pentru ispășire. Și îl stropea de 7 ori pe capacul ispășirii. Dumnezeu, ăla era tronul lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește între heruvim sau șade între heruvim, spune Vechiul Testament. Dumnezeu privea, vedea sângele de pe capacul ispășirii sau scaunul îndurării, și lăsa istoria să continue. Pentru că în chivot erau tablele legii. Când Moise a coborât de pe munte și vițelul de aur a fost ridicat, el n-a sfârmat tablele legii pentru că a fost furios, a sfârmat tablele legii pentru că dacă ar fi intrat în tabără cu ele, mânia lui Dumnezeu ar fi trebuit să-i strivească. Dumnezeu a zis, dă-te la o parte, să-i nimicesc. Dar în Apocalipsa vine un moment în care se deschide chivotul. Când se deschide chivotul, ochii Domnului văd tablele legii și atunci încep să se verse potirele. Dacă ruperea peceților lovesc o pătrime din pământ, sunetul trâmbițelor lovesc o treime din pământ, vărsarea potirilor lovesc tot pământul, cu toți oameni. Cu alte cuvinte, acolo vine pedeapsa finală. Deci toate acestea, într-un fel, înțelegem lumina Vechiului Testament. Uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 10. Vine un înger puternic, așează un picior pe mare, altul pe pământ, și avea o cărticică în mână. Și Ioan zice, iau-o și mai încă. În Ezechiel, capitolul 2, vezi aceeași imagine, doar că de data aceasta este prorocul Ezechiel, care trebuie să mănânce carte, îi dulce în gura, mare în pântece.
exact ca la Ioan. Apoi îi se spune lui Ioan, măsoară templul, lasă curtea nemăsurată, să fie călcată în picioare de neamul. Ce înseamnă măsura templul? S-a lăsat nemăsurat parte din templul. Zaharia, capitolul 2, îi dezleagă povestea. Că vezi doi unși ai Domnului. Vezi foc din gură. Fac tot felul de minuni. Orice vrea să tindă de el, trebuie să piară. Cine sunt aceștia? Părinte. Toți veșnicii de alb. Dragii mei, Zaharia, capitolul 4, dezleagă lucrul acesta. De aceea e complicat pe cartea Apocalipsa, dacă nu înțelegi Vechiul Testament. Uitați-vă în capitolul 12. Deci i-au numitat și era o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu lună de 12 stele pe cap. Pentru cei care traduce, probabil vorbesc prea repede. Is it right? It's okay? And, deci o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap. Vă aduceți aminte de visul lui Iosif? Avea luna și soarele și 11 stele proșternându-se în fața lui. Dar femeia asta are luna, soarele și 12 stele. Știți de ce? Iosif a intrat înapoi în rând cu frații lui. Dar cine să fie femeia aceasta? Visul Iosif? Pe urmă, aveți 666, doar așa ca să puteți dormi la noapte. Pentru că este vorba de dracul Solomon. Doar povestea asta. Și veți vedea de ce. Sau uitați-vă la Babilonul cel Mare. La pedapsa care vine peste curva cea mare. Babilonul cel Mare, curva cea mare, este cetatea cea mare. Care să fie ea? De ce vorbește în termeni aceștia? Dragii mei, dacă nu cunoști profeția din Ezechiel, din Ieremia, mai cum să ai de capăt la toată povestea asta. Unul din teologi spune că din cele 404 versete pe care le conține cartea Apocalipsa, în forma care avem noi, 278 conțin una sau mai multe aluzii la Vechiul Testament. În Apocalipsa nu găsiți niciun citat din Vechiul Testament. Dar trec peste astea, că poate găsi prea multe. Deci dacă Ioan nu citează, înseamnă că el folosește, așa cum vorbesc eu de pildă și cunosc Vechiul Testament, și folosesc cuvintele Scripturii, pentru că le citesc de atâția ani, încât ele s-au memorat în mintea mea și practic am un arsenal de cuvinte pe care le amestec în vorbirea mea. Dar nu mă refer niciodată în mod conștient la, mod formal la vreunul dintre texte, ci doar mi-am presărat vorbirea cu astfel de cuvinte. Într-adevăr, Ioan folosește non-formal, nu citează. Uitați-vă ce înseamnă a cita. Vorbesc acum despre Pavel în Romani, capitolul 9, versetul 25. După cum zice Osea, în mod clar mă trimite la profeția lui Osea și doar urmează ghilimele, este un citat. Voi numi poporul meu pe cei care nu erau poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Sau, Roman 9:29, și cum zisese Isaia mai înainte. Mă trimite nu la Osea, mă trimite la Isaia. Pot să deschid Vechiul Testament și să vedem cum și cât citează Pavel linia. Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Sabaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat ca și cu ne-am fi asemănat cu Gomora. În mod evident este un citat din capitolul 1 din Isaia, în care Dumnezeu cheamă la judecată poporul său și invocă martorii pământul și cerul împotriva lor. Și le spune, dacă nu i-ar fi lăsat Domnul rămășiță, când au uit asirienii, a rămas Ierusalimul ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o colibă în vie, după ce via a fost culeasă toată. Așa a rămas Ierusalimul. Ne-am fi asemănat cu Sodoma și cu Gomora. Sau e ca Isaia, capitolul 10, versetul 21, dar trec peste ele repede. Deci, dezbaterea legată de interpretarea cărții Apocalipsa se leagă de modul în care Ioan folosește Vechiul Testament. Vreau să vă spun că Scriptura este ca un iceberg. Ați auzit de Titanic, cel puțin, așa? Și ce scria pe el? Nici Hristos nu-l va sparge. Belfast a fost construit. Nici Hristos nu va sparge.
Căpitanul a văzut o mică poveste deasupra ei. Păi el avea și el știa că 90% din care este răbit este sub apă. Ori impactul vede ceea ce nu se vede. Așa e Biblia. Noul Testament este vârful a izbergului. Impactul este dat de ce nu se vede, de Vechiul Testament. Și dacă nu cunoști Vechiul Testament, nu înțelegi din păcate jertfa Domnului Iisus Hristos. Și din păcate în bisericile noastre nu se prea predică Vechiul Testament în astfel de zile. Și de aici apar problemele noastre și ereziile imense din lumea evanghelică. Deci, conștient sau inconștient, contextual sau non-contextual. De pildă, el ia din Vechiul Testament doar cuvinte care se sune bine din coadă sau când faci referire la Vechiul Testament, el este credincios înțelesului întregului text. Înțelesul întregului text. Acum se ridică câteva întrebări. Oare biserica de atunci cunoștea Vechiul Testament atât de bine încât să poate identifica referințele la Vechiul Testament? 1, 2. Să poată interpreta Apocalipsa în lumina Vechiului Testament? Unul din teologi spune, în vremea aceea nu exista Noul Testament. Catechizarea se făcea în Vechiul Testament. Și era suficient să încep un text în Vechiul Testament în sinagogă. Și întreaga sinagogă îl zicea mai departe. Eu am făcut exercițiul acesta cu dumneavoastră într-un text bine cunoscut. Dar ține voi să încerc cu altul. Pe de altă parte, știți, spuneți cu mine. Da? Aveți exemplu, nu-i așa? Dar ia să încep un text din Psalmul 22. A început Domnul Iisus pe cruce. Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Toți cei de sub cruce, cel puțin farisei, cărturari, au citat Psalmul 22 mai departe. De ce trebuiau să cunoască atât de bine Scriptura, Vechiul Testament? Dragii mei, în primul rând pentru a înțelege planul mântuirii lui Dumnezeu. Ascultați-l pe Pavel, vorbind lui Timotei sau scris lui Timotei. Din pruncie cunosc Sfințele Scripturi, care pot să lea înțelepciunea care duce la mântuire. Despre care Sfinte Scripturii vorba? Despre cele 39 de cărți ale Vechiului Testament. Observați, când Domnul Iisus se întâlnește cu cei doi ucenici în drum spre Emaus, putea foarte simplu să le arate mâinile ca să le spună cine este. Putea? Putea. Da. Domnul Iisus discuta cu ei așa. Scriptura spune, ochii lor erau împiedicați să le cunoască. Știți ce a făcut? În loc să le ancoreze credința într-o minune, le-a ancorat o Scriptură, a început de la Moise, și a toți, Moise știți ce? Genesa, Exod, Levitic, Numer, Deuteronom, asemenea Moise. Le-a toți prorocii și le-a trebuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Observați, Domnul Iisus Hristos, folosind Vechiul Testament, ajunge cu ei la frângerea plină. Wow, cât ăștia ajung acasă la ucenicii. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea. Ce n-aș fi dat? Să fiu eu la această lecție de Vechiul Testament, în care Domnul Iisus a parcurs toată Scriptura ca să le arate pe Hristosul, să le arate pe sine. Deci ca să reușești să te smulgi dintre iudei, de la iudaism, să vii la Hristos, în ciuda faptului că îți pierdeai slujba, familia și toată viața. Trebuia să fii convins din Vechiul Testament că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, dacă se întâlnea să te pocăiești și să vii la Domnul Iisus, îți săreau în cap părinții, ca lumea musulmană din ziua de astăzi. Îți sărea în cap sinagoga și mai mari templul, indiferent unde trăia. Și începea o luptă teologică pe viață și pe moarte. Ca să rămâi în picioare, trebuia să cunoști Vechiul Testament. În al treilea rând, din sânul bisericii au început să ridice ereziile. Învățătoare de tot felul de acestea, apostoli mincinoși. Cum s-a putut păstra biserica curată? Într-un singur fel, cunoscând Scripturile. Cu alte cuvinte, cunoașterea Vechiului Testament era vitală pentru cei, nu le zice, a,
ne ajunge el anul 16 sau anul 28, vă înșelați. Vor veni zile foarte grele. Eram în Ierusalim, la Ami Center. Ami înseamnă poporul meu. Lo Ami nu sunt poporul meu. Texte din Osea. 3 săptămâni, dragii mei, a fost în iad. Era practic, nu am un doctor în teologie, în jur. Un doctor în teologie. Unul dintre ei, rectorul Universității Suedeze pe teologie din Ierusalim, ne-a vorbit într-o dimineață. Și a zis, deschis Ioan, capitolul 1, și a citit, har după har. Eu n-am putut. În mine s-au răstolit toate cele. Și m-am ridicat în picioare și am zis, nu vă supărați. N-ați să citiți cel puțin prin 18 versete, să cinstiți atâta Scriptură. Da, am să-mi citesc. Veștile aștepte. Știți ce am demonstrat în 2 ceasuri? Că vreau harul lor? Spune, harul nostru, să-i lăsăm în plata Domnului. Har după har. Am plecat de acolo, îngrozit, eram peste 100 de oameni. Doctor în teologie, oameni de toate felurile. Și știți ce am văzut? Cum în 3 săptămâni, toți cei care ne-au vorbit, au adus ascultătorii până în aici, după care s-au uitat după ei cu bine în jos. Cu alte cuvinte, am plecat de acolo îngrozit, am zis, dacă nu am Scripturile, mor. Am venit acasă să mănânc Biblia, dragii mei. Și astăzi vremurile care vor veni peste noi, nu vreau Scriptura, îl vin spre Dumnezeu, pentru un pom de argință. Pentru un pom de argință. Deci, de ce folosește Ioan Vechiul Testament? Și acum aș veni la ultima parte din introducerea cărții, despre 9 la 12. Uitați să aveți toată cartea din nou în fața voastră. Capitolul 1, prima introducere, capitolul 4 la 22, viziunile acelea lui Ioan, toate adresate celor 7 biserici. Dacă aveți Biblie, deschideți cu mine în capitolul 1, 9 la 20. Ioan are audiții, aude lucruri, cu alte cuvinte, și folosește urechile și vede lucruri, și folosește ochii. Acum, imaginați-vă că eu sunt cu spatele la dumneavoastră și vă spun ceva. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. E foarte complicat să scrieți pe hârtie și să auzi? E complicat? Nu. Deci tot ce auzi, poți reda absolut fidel. Tot ce auzi. E mai complicat să redai ce vezi. Pentru că nu știi ce cuvinte să folosești. Acum citesc textul și fiți vă rog atenți la el. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zice, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Am auzit înapoi a mea un glas ca sunetul unei trâmbițe care zice, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Dar pe urmă, glasul continuă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite-o la cele 7 biserici. La Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiseea. Care-i mandatul lui Ioan? Ce trebuie să facă Ioan? Ioan, scrie ce auzi și ce vezi. Ce auzi și ce vezi. Întrebarea pe care Ioan și-a pus-o și pe care a trebuit să o punem fiecare este cum redai în scris ce vezi ca să rămâi fidel celor văzute, adică să nu strici prin cuvintele tale ce ai văzut, nu-i așa? Atunci când există un accident sau te duci la tribunal ca martor, dragii mei, tribunalul nu primește mărturia a 3 oameni care zic exact același lucru. O astfel de mărturie nu este primită. Nu există ca 3 oameni să uite la același lucru să descrie în același fel. Și de aceea o astfel de mărturie este refuzată de tribunal. Dar indiferent în ce cuvinte îți pui mărturia, tu trebuie să fii corect să descrii ceea ce ai văzut. Deci prima întrebare este cum redai scris ceea ce ai văzut ca să rămâi fidel celor văzute? În al doilea rând, ca descrierea celor văzute să nu strice, să nu răstrămăcească cele auzite. Și în al treilea rând, ca să te și priceapă
celor de ales trimis scrisoarea. O să las problema care s-a ridicat în fața lui Ioan. Poate ai putea rezolva lucrurile simple. Ar a fost inspirat de Duhul Sfânt. Amin, eu cred în inspirația Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt n-a transformat pe autorii Bibliei în mașină scris. Ioan a rămas Ioan, Pavel a rămas Pavel, Petru a rămas Petru. O să las Duhul Dumnezeu i-a lăsat libertatea de a vorbi din ceea ce ei erau. Pavel a fost Pavel, până și Petru recunoaște. Dar ceea ce scrie Pavel sunt lucruri greu de înțeles, pe care nu le răstrămăcesc pe pieile lor. Deci, în primul rând, ca să înțelegem, cele 7 biserici sunt în Asia Mică. Ioan este pe insulă. Este rob pe insulă. Lucra în cariera de piatră, deci nu putea avea 90 de ani. Pentru că la 90 de ani nu prea ai putere să lucrezi în cariera de piatră. Atunci, în ziua Domnului Cezar, când mai era ziua liberă, ei aveau pauză. Și în pauză respectivă are vedenie aceasta pe insula Patmos. Dar el trebuie să scrie la cele 7 biserici. Dragii mei, singura puncte comună, singurul teren comun între Ioan și viziunile lui ciudate și cele 7 biserici era Vechiul Testament. Amin? Vechiul Testament. Și de aceea tot ce vede Ioan, ca și cum aș lua un burete, scaldă în Vechiul Testament și le trimite lor, și pentru că ei cunoșteau Vechiul Testament, ei încep să priceapă ceea ce spune Ioan. Întrebarea mea este, oare între Apocalipsa și noi, cei din Canada, mai este Vechiul Testament fruntea comună? Bine că reflectoarele arată spre mine și nu spre voi. Că dacă le-aș întoarce, l-aș putea fețele. Și din păcate, foarte multe biserici din ăsta nu mai este adevărat. Și de aceea nu mai știm să ne raportăm la aceste lucruri. Dar ca să vă înțeleg pe Ioan, ceea ce aude Ioan îl ajută să pună în cuvinte ceea ce vede. Audiția guvernează viziunea. Audiția este lentila de interpretare pentru tot ce vede Ioan. Ce aude Ioan? În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: asta unde Ioan. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Imaginează-ți că ești în locul lui Ioan, înapoi a ta auzi glasul și auzi aceste cuvinte. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Oare cine îmi vorbește? Cutia de rezonanță lui Ioan de la Vechiul Testament și în special Isaia. Dați-mi voie să citesc câteva versete din Isaia. Capitolul 48, versetul 12. Ascultă-mă, Iacove, și tu, Israele, pe care te-am chemat. Eu sunt cel dintâi și eu sunt cel din urmă. Cine vorbește? Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Creator. Dumnezeu care guvernează istoria. Versetul 6, capitolul 44. Așa vorbește Domnul, Împăratul Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Isaia 41, versetul 6. Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început. Eu, Domnul, cel dintâi și același până în cele din urmă veacuri. Și acum puneți-mă în locul lui Ioan. Un glas puternic, ca și glasul, ca și vuietul unui ape mare, întunecă puternice. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Alfa și Omega. Ioan a încremenit. Domnul Dumnezeu îmi vorbește. Așa? Domnul Dumnezeu îmi vorbește. Zice Ioan, m-am întors să văd glasul. Foarte interesant. Nu am întors să-L văd pe Dumnezeu, pentru că El știa. Nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu să trăiască. Știa lucrul acesta. M-am întors să văd glasul care vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului. Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept, cum brâng de aur. Capul lui era calina albă,
ca zăpadă. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arse într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mănăstirea șapte stele și din gura lui ieșeau sabia ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele de strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine. Oare ce-a făcut în cele șapte stele care erau în mâna dreaptă? Păi l-a pus jos pentru o clipă. Nu, nu. Avea șapte stele în mâna dreaptă înseamnă avea la dispoziția lui cei șapte îngeri ai celor șapte biserici. Deci, a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel pe urmă. Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Uitați-vă care e problema lui Ioan. L-am auzit pe Domnul Dumnezeu vorbindu pe Iahve, pe Creatorul vorbindu. Și când m-am întors să văd glasul, l-am văzut pe Fiul Omului. Acum, cum să redau în scris exact ce am auzit, fără să stric ce am văzut, sau exact ce am văzut, fără să stric ce am auzit? Cum să o fac? Eu cred că Domnul Dumnezeu, dragii mei, a făcut ceea ce a promis ucenicilor, reine înălțare, aia să vă aducă aminte de toate lucrurile. Domnul Dumnezeu i-a adus aminte că a existat un bărbat care a avut o experiență similară a lui. Când l-a văzut pe omul îmbrăcat în haina de lin, a căzut la picioarele lui ca mort. Cine este ăsta? Cine? Daniel. Daniel l-a văzut pe omul în haina de lin. Dar pentru că el aștepta un răspuns din partea cerului și când răspunsul în sfârșit vine, vede înaintea lui un om îmbrăcat în haina de lin, deschis foarte asemănător cu cel aici de Apocalipsa. L-am văzut pe Dumnezeu, sau l-am auzit pe Dumnezeu vorbindu-l și când m-am întors, am văzut pe Fiul Omului. Cum să descriu cele văzute, ca să nu scriu cele auzite? Dragii mei, plecând de la experiența comună cu Daniel, ce face Ioan, aici aveți Apocalipsa, primul capitol, și aici aveți Vechiul Testament, pe coloana de altă. Am vopsit în roșu, dar roșu e pe ecran, aproape. Cred că a trebuit refocalizat un pic imaginea și pentru ochii mei răi. Aveți textele din Daniel. Ca să poți combina într-un fel pe Dumnezeu cu Fiul Omului, trebuie să combini două pasaje din Apocalipsa. Uitați-vă la versetul 13, aici este originea acestei expresii, Fiul Omului. Am uitat în timpul vederilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre celul bătrân de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, oamenii, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică. Nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Capitolul 7, 13-14. Am întors să văd glasul care vorbea. Apocalipsa, capitolul 12, 13. Și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care se mâna cu Fiul Omului. Ce vede Ioan? Îl vede pe împăratul în mijlocul împărăției lui. E adevărat, împărăția lui Dumnezeu seamănă cu un grăunte de muștar, cea mai mică dintre toate semințele. Dar când crește, ajunge un copac mare. Dragii mei, la ora aceea, creștinii erau în minoritate. Dar el vede șapte sfeșnice de aur și pe Fiul Omului, pe împăratul, pe mijlocul împărăției lui. Nu știu exact cum arătau sfeșnicele, probabil erau sfeșnicele cu șapte brațe sau erau candelele, dar era împăratul cu cele șapte stele în mâna lui dreaptă. Împăratul cu cele șapte stele în mâna lui dreaptă. Înfățișarea Fiului Omului din Apocalipsa combină trăsăturile celui îmbătrânit de zile din Daniel 7 cu omul în haina de lin din Daniel capitolul 10. Daniel 10, 5 și 6.
am ridicat ochii și m-am uitat. Și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, fața lui strălucea ca fulgerul. Ochii lui erau ca niște flăcări de foc. Dar brâul sau brațele și picioarele lui erau ca niște arame lustruite. Glasul lui era ca puietul unei mari mulțime. Capitolul 7. După ce se ridică cele patru fiare, mari, marea cea mare și ultima fiară, vorbește pe Domnul și pe cei ce sunt în împărăția lui, dintr-o dată se mută imaginea. Scaun de judecată, un om bătrânit de zile, haina lui era albă ca zăpadă, părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și niște roți de foc. Era în jurul lor. Acum, dacă compar Apocalipsa cu Daniel, văd corespondențele din carte. De ce sunt importante lucrurile acestea? Dragii mei, ceea ce aude Ioan îl ajută să descrie ceea ce vede Ioan. Și el îl vede pe Domnul Iisus Hristos și îl descrie în cel mai frumos mod ca fiind Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El și Tatăl una suntem. I-a spus. Iar acum, combinând cele două imagini, el prezintă pentru biserica din toate timpurile Dumnezeirea lui Hristos într-un mod incredibil de frumos. În primul rând, are o experiență, cade la picioarele lui ca mort, apoi audiția aduce aminte de textele din Isaia și când se întoarce să-l vadă, textul acesta atrage la el o mulțime de alte lucruri din Vechiul Testament și el alcătuiește această imagine compozită pentru cititorii din vremea respectivă și pentru noi. Dragii mei, Ioan folosește, într-adevăr, în mod non-formal, decât de stare, toate cuvinte nu citează din ea, dar îl folosește conștient și îl folosește contextual. Dumnezeu nu se contrazice. Asta este una din acțiunile fundamentale în interpretarea Bibliei. Dumnezeu rămâne în armonie cu sine din Genesa până în Apocalipsa. Dacă mie mi se pare că El se contrazice pe sine, trebuie să mai citesc de 10 ori textul respectiv. Până când se armonizează, Dumnezeu nu se contrazice. Ioan a citat din Vechiul Testament respectând înțelesul textelor la care el s-a referit. Prima concluzie pe care am tras-o este lăsați pe cele 7 biserici în mijlocul cărții și raportați cartele ei. Apoi scoateți cele 7 biserici și haideți să te așezăm pe noi în locul lor și vedem ce ne vorbește cartea și cum ne ajută să biruim. Dar a doua concluzie importantă pe care voi zidi tot ceea ce urmează este aceasta. Și aici nu suntem handicapați, dragii mei. O bună înțelegere a mesajului Apocalipsei reclamă o bună cunoaștere a Vechiului Testament, a contextului aluziilor pe care le găsim în carte. Dacă nu cunoști bine Vechiul Testament, de acolo s-au născut toate aceste zeci și zeci de interpretări al acestei cărți. Știu că a fost o lecție un pic mai grea, lăsați-mi voi să vă duc în ape un pic mai ușoară. Prima biserică din cele 7 este Biserica din Efes, dar dacă este cineva cu o întrebare, cu bucurie mă opresc să o ascult și după ce am ascultat-o pe mai departe. Oi la ceas, să nu fur timpul din anul lui, s-a spus 18:21. Și mâine am zis încă o zi grea. Cineva mi-a spus, Cristina, unde ești? Să vorbiți despre biserici. Am să vorbesc despre biserici, dar lăsați-mi voie să iau biserica din Efes, prima dintre cele 7. Efes, Spirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. M-aș opri la biserica din Efes. Spuneam că toate cele 7 scrisori au 7 părți. 7 părți. Am destinatarul, îngerul bisericii din Efes scrie. Pe urmă l-am
autorul, pe Hristos, care se prezintă sub o anumită față bisericii. În al treilea rând, am ce apreciază Hristos la biserică. Știu faptele tale, știu că nu iubești faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Știu astăzi lucrurile bune, dar, pe urmă, ce condamnă Hristos în biserica respectivă? În al cincilea rând, amenințarea împotriva celor ce nu se pocăiesc. Există o atenționare. Cine ar vrea să asculte ce zice bisericilor bune și există o promisiune pentru cei care se pocăiesc. Așa este construită fiecare scrisoare. Și atunci dați-mi voie să citesc, că sunt numai câteva versete. Îngerul bisericii din Efes scrie, vreau să vă spun, Îngerul bisericii din Cornel Ardelean. Să fie foarte clar. Nu-i niciunul din păstorii din sat, nu sunt din cer. Îngerul bisericii de 78 de ore apar la Apocalipsă, în termenul Angelos, întotdeauna se referă la o ființă angelică, nu la un om. Întrebarea este de ce este astfel de ciudată adresare pentru biserică. Dragii mei, știți de ce? Ca biserica care era oprimată, persecutată, în mijlocul suferinței, care credea că cerul a uitat-o, să nu uite că biserica se definește la răscrucea dintre divin și uman. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui. A fi creștin nu înseamnă a fi pentecostal sau baptist, religia nu întâlnește pe nimeni. Nici ca pe ortodoxi și catolici. Și nici pe reformați, da? Sau pe evanghelici. Vedem. Hristos ne mântuiește pe toți. Și de aceea cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui. Dar dacă un creștin este pământul și cerul împletite la o altă, biserica trebuie să fie pământul și cerul împletite la o altă. Și de aceea îngerul bisericii este o ființă angelică, așa cum cei micuți au un înger care vătură fața omului, așa există o lume spirituală deasupra noastră. Portretul lui Hristos, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Ce apreciază Hristos la biserica din Efes? Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Ce condamnă Hristos la biserica din Efes? Care e problema bisericii? Dar cea împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că l-ai ostenit. Amenințarea împotriva celor ce nu se pocăiesc. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Atenționarea. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhului. Promisiunea pentru celor ce va birui. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este raiul lui Dumnezeu. Asta este scrisoarea. Observați, în centrul atenției lui Hristos este situația bisericii, cu bunele și relele din ea. Și nu uitați, în fața lui totul este gol și descoperit. Nu poți ascunde absolut nimic. Acum, Hristos fiind Alfa și Omega, știe de ce a ajuns biserica unde este și știe ce se va întâmpla cu ea dacă continuă pe același drum. Și de aceea poate împinge și promisiunea și blestemul până la sfârșitul istoriei. Promisiunea aceea finală și blestemul. Dar binecuvântarea și blestemul, sau promisiunea și blestemul, ar trebui să ajute biserica să se pocăiască. Să se pocăiască. Ăsta este rostul lor. Acum, dacă mă uit și dau celor trei aspecte, cuvintele pe care le-am în text, cine este Domnul Iisus? Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur și ține cele șapte stele în mâna dreaptă. Ăsta este Domnul Iisus. Care este blestemul sau amenințarea? Dacă nu te pocăiești, am să iau sfeșnicul din locul lui. Locul sfeșnicului, dragii mei, este în relație cu Hristos, în relație cu celelalte biserici și în relație cu cetatea în care există.
A fi luat sfeșnicul din locul lui înseamnă a rupe relația cu Hristos, a rupe relația cu celelalte biserici și a nu fi de niciun folos în cetatea în care biserica se află. Și asta este una din problemele diasporei și a dumneavoastră. De pricea limbii pe care o vorbiți sau nu vorbiți. Da. Care este blestemul? Voi lua sfârșitul din locul lui, care e binecuvântarea, va mânca din pomul vieții, care este raiul lui Dumnezeu. Uitați-vă la cele trei lucruri. Am 7 sfârșnice de aur, am pomul vieții și am sfârșitul. Voi lua sfârșitul din locul lui, va mânca din pomul vieții și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfârșnice de aur. Sfârșit, pomul, sfârșit. Acum, relația dintre sfeșnic și pomul vieții, că ar fi fost interesant să fie sfeșnic, sfeșnic, sfeșnic. Uitați, ăsta este triunghiul interpretării scrisorilor. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Asta de Ioan. Isaia 48, am citit deja textul, se referă la Domnul Dumnezeu. Dumnezeu însumi îmi vorbește. Am întors în glasul care vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeștice de aur. Aș trebui să schimb, să zic. M-am întors în glasul care vorbea și în loc de 7 sfeștice de aur, aș putea să zic 7 ruguri aprinse. Am greșit mult. Dar oameni că știți despre ce vorbesc. Moise păștea oile socrului lui în pustie. Și după bună ziua, mâna oile până în spatele pustiei. Și când dădea să plece de acolo, a fost ceva ciudat. Un rug care ardea în flăcări și care nu se mistuia. Deci, mă întoarc să văd, cum de nu se mistuie rugul? Și când ajunge aproape un glas din mijlocul rugului, strigă, Moise! Descalță-te! Locul pe care stai este sfânt. Moise se descalță, se apropie de rug și ascunde fața. Când rugul începe să-i spune, eu sunt Domnul Dumnezeu, Tatălui tău, Abraham, Isaac și Iacob. Se sperie. Și acolo începe istoria. Și foarte interesant este că atunci când coboară de pe muntele Sinai cu tablele legii și cu planurile cortului întâlnirii, în planurile acestea ale cortului întâlnirii apare rugul aprins. Corect? Sfeșnicul 7, brațe. Acum, eu n-am timp să citesc toate. Știți istoria din Exod, capitolul 3, cu Moise în fața rugului aprins. Dar Domnul îi poruncește lui Moise când zice, eu sunt Domnul Dumnezeu tău, Domnul Dumnezeu tău, Dumnezeul Abraham, Dumnezeul Isaac, Dumnezeul Iacob. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Domnul. Mă dați-i voie să analizez experiența lui Moise. Moise vede rugul aprins. Asta îi atrage privirea. Corect? Pe urmă unii glasuri din rug. Și apoi realizează că îi vorbește Dumnezeu însuși. Am analizat corect experiența lui. Da. Veniți la Ioan. Ioan aude glasul. El realizează că îi vorbește Dumnezeu însuși. Se întoarce să vadă glasul și vede rugul aprins. Sau 7 rugule aprinse, 7 sfeștice de aur. Sfeșnicele de aur, rugul aprins și pomul vieții, dar cine vorbesc despre același lucru. Dacă citiți cu atenție cartea Exod, când Dumnezeu poruncește lui Moise să construiască sfeșnicul de aur, sfeșnicul este ca un pom, ca un rug. Are o tulpină, are crengi, are muguri, are flori. Iar interesant, deasupra se montează 7 lămpi, 7 candele, care sunt cele 7 lucruri ale Dumnezeu sau cei 7 ochi ai mirului care putreieră tot pământul, vă vedea mai târziu. Uitați-vă, capitolul 5, versetul 5, capitolul 4, versetul 5. Din scaunul de domnie și-au fulgere, glasuri și tunele, venită scaunul de domnie, ardeau 7 lămpi, care sunt cele 7 candele, cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Iar capitolul 5, versetul 6, la mijloc, între scaunul de domnie și păfărturile ei și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat. Avea 7 coarne și 7 ochi
Care sunt cele șapte drumuri ale lui Dumnezeu. Biserică, Pământul. Ce interesante imagini. În corpul întâlnirii, sfeșnicul, îl reprezintă pe Domnul Iisus. Mielul în cele șapte coarne, șapte ochi, cele șapte candele, care sunt cele șapte drumuri ale Dumnezeu, emise pe tot Pământul. În Apocalipsa, sfeșnicul reprezintă trupul lui Hristos. În cort, reprezintă pe Hristos. În Apocalipsa, trupul lui Hristos, adică bisericii. O întrebare. Cum s-a transformat sfeșnicul din cort în altceva decât reprezentat în cort? Uitați-vă la cortul întâlnirii. Când intrai pe poarta dinspre răsărit, în poarta mea altarul de aram. Ai să duceau toate jertfele. Un pic mai înăuntru era Livianul, unde se spălau jertfele, se spălau preoții înainte de a intra în cort. Pe urmă era cortul propriu-zis, cu două camere, Sfânta și Sfânta Sfintelor. În Sfânta erau trei obiecte. Era sfeșnicul cu cele șapte brațe, rugul aprins, sau mielul cu cele șapte coarne, cei șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, trebuie să tot Pământul. În față era masa pentru punerea înainte, pe care au 12 pâini, reprezentând cele 12 seminții ale lui Israel. Pe urmă era altarul de aur sau altarul temuierii. În Sfânta era chivotul unde intra doar marele preot, o dată pe an. Spuneți-mi, ce s-a întâmplat cu masa pentru punerea înainte? Uitați-vă acolo. Deci dacă intri în cort, ai trei obiecte. Când te uiți la Apocalipsa, el se întoarce și vede șapte sfeșnice de aur și în mijlocul lor, împăratul lor. Dragii mei, practic, nu e așa că noi, biserica, suntem trupul lui Hristos și El este capul, iar regalat. Nu e așa că celor de seminția lui Israel sau să pun pe toți cei care au venit la El, au venit și s-au unit cu Hristos și au creat o singură realitate. Obiectul numai așa poți explica această transformare teologică a sfeșnicului. Iisus ne-a vorbit din nou și le-a zis, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dar același Domnul Iisus spune, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-a prind lumina ca să o pună sub obroc și o pună sfeșnic ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune, să slăbească pe Tatăl vostru care este în cer. Spuneți-mi, de când ați venit în Canada, câți din vecinii voștri, din colegii voștri, au venit și au văzut cu fața la pământ și au zis, vorbește de Dumnezeu tău, ceva e altfel în viața ta de grave. Grea provocare, nu-i așa? În fiecare dintre noi. Dar eu cred că asta este ceea ce ne învață Biblia. Da, Iisus Hristos este lumina lumii, dar El a zis, cine păzește poruncile mele, acela mai iubește, va fi iubit de Tatăl meu, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Noi cine? Noi Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vom locui împreună cu El. Imaginați-vă că suntem uniți cu Dumnezeu, purtător de Dumnezeu. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Noi avem o misiune absolut specială în lumea aceasta. Dumnezeu nu ne-a chemat să facem mai mulți bani, dragii mei. Dumnezeu ne-a chemat să fim preoți pentru împărăția Lui. Acolo unde ne-a așezat El. Pe voi aici, pe noi acolo. Acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Voi sunteți lumina lumii. Dacă sunteți lumina lumii. Sau dacă am intrat sub obrocul materialismului și ne mănâncă de șertăciunea, dragii mei. De șertăciunea. Aș putea oare spune, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va vedea lumina vieții, pentru că și eu calc pe omul lui Hristos ca Pavel.
Astăzi este imensa provocare a Apocalipsei. Uitați-vă la Pavel, când dintr-un prigonător al bisericii se întoarce la Hristos pe drumul Damascului. Așa se definește biserica. Așa trebuie să vă definești și eu și tu. Am fost, spuneți cum, răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, în Canada, o trăiesc prin Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe Sine Hristos. Dacă în zilele astea se uitați la mine și la soția mea, suntem la vreo de 40 de ani, nu știu dacă am început să se vădăm unul cu altul. Că ne-am dat unul după altul, fiți absolut sigur. Absolut sigur. Dar așa se spune. Că doi care se iubesc, încerc să se vădă unul cu altul. Dacă realmente Domnul Iisus este mirele meu ceresc, spuneți-mi, n-ar trebui să se mânăm cu El din ce în ce mai mult? Amen. Să se mânăm cu El din ce în ce mai mult? Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă frumusețea mirelui nostru. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă, slavă, prin Duhul Domnului. Asta trebuie să fie mânirea noastră, dorința noastră, călătoria noastră. Noi toți citiți cu mine, versetul 18, 2, 3, 3. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slavă, opriți-vă puțin. În care zi în săptămână mi se întâmplă treaba asta? Unde să privesc slavă Domnului? Spuneți-mi. Spuneți-mi, cât ai citit Scriptura în săptămâna asta, joi seara? Dar știu că, mulțumesc frumos, știu că eu vreau negreat de aici, ați fugit din România, ați crezut că ați fi la mine. Dar că mă uit la puncii mei și la neamurile mele și la frații mei de prin Elei și din Ustră, de unde vin. Și știți ce văd? Pleacă cu noaptea în cap și vin după ce am notat. Și au doi, trei copii acasă și nu știu să vedea de mâncare să-i curce, după care om, pun capul pe pernă, rupți de oboseală. Am venit de Crăciun, că am crezut că o să aibă mai multe zile libere, dragii mei au lucrat până în ziua de Crăciun. Și o zi după aceea, o va duc la cap. Când îți faci timp să privești, să stai cu mătușinile tău, să te uiți în ochii lui, să-i vezi frumusețea. Suntem schimbați în același timp al lui, din slavă, slavă, prin Duhul Domnului. A doua concluzie importantă. Codul Apocalipsei nu trebuie căutat în scenariile apocaliptice pe care găsiți în cărți, în filme. Thief in the Night. Nu știu exact ce filme ați mai văzut. Dragii mei, filmele sunt filme. Stați pe cuvântul lui Dumnezeu. Aia plină calea lui Dumnezeu. Codul Apocalipsei trebuie să-l cauți în Vechiul Testament. Și vă spun și de ce. Singura punte comună între Ioan și destinatarii lui a fost Vechiul Testament. Ei n-au fost pe insula Patmos, n-au văzut toate vederile lui Ioan, ei n-au avut decât scrisoarea pe care l-a primit-o. Dar au avut 39 de cărți în care să scale scrisoarea aceasta. De aceea, când citești Apocalipsa, nu te uiți în viitor să vezi ce înseamnă aceste lucruri, ci te uiți în trecut să-ți iei cheia, cifrul, codul cu care descui Apocalipsa. Și aș încheia recapitulând cele două lucruri importante. Unu, Apocalipsa este scrisă pentru cele șapte biserici. Dacă 666 n-a avut sens pentru ei, n-are sens nici pentru noi și ei nu știau de cipul care se pune sub piele, pe mâna dreaptă și pe frunte. Nu știau de lucrurile astea. Cu toate aceste 666 erau mai întâi pentru ei, apoi pentru noi. Iar pentru că Dumnezeu este același și era și în veci, și normativ și relevant și pentru noi, mă pot așeza în locul celor șapte biserici și să las cartea să vorbească astăzi.
cum i-a vorbit lor, cu un singur scop, să mă ajute să termin alergarea ca biruitor. Doamne ajută! Amin. Și al doilea lucru, nu vă mirați că zilele urmează pe placere ferie la Vechiul Testament tot des. Pentru că eu nu știu cum se interpreteze altfel această carte. Așa că vă doresc o noapte bună. Thank you.